Autoritățile din Shanghai au ridicat garduri împotriva COVID-19 ca să-i împiedice pe locuitorii orașului să părăsească locuințele acolo unde se află carantinați de săptămâni întregi. Măsura a dus la furia cetățenilor, motiv pentru care în unele zone muncitorii au demontat aceste garduri. Gardurile au fost ridicate în jurul unor clădiri rezidențiale. Administrația din Shanghai le cere tuturor celor care locuiesc sau lucrează în zonă să facă trei teste pentru COVID-19 săptămâna aceasta și va plasa sub restricții peste o duzină de clădiri după ce capitala chineză a raportat alte zeci de noi cazuri. În Shanghai, imaginile cu muncitori îmbrăcați în costume albe care sigilau intrările blocurilor de locuințe și închideau străzi întregi cu garduri verzi de aproximativ 2 metri înălțime au devenit virale pe rețelele sociale, stârnind întrebări și plângeri din partea locuitorilor. Carantina a afectat și economia Chinei, a doua cămărime din lume, producția din fabrici fiind întreruptă din cauza lanțurilor de aprovizionare afectate și imposibilității oamenilor plasați în carantină să se întoarcă la muncă.